Bună lor, bine v-am găsit în vlogul mult așteptat, noi așa v-am promis zilele trecute pe Instagram-ul meu al Dorianei um, un pentru că foarte multe dintre voi am întrebat în permanență ce produse folosesc, cu ce mă îngrijesc, cu ce mă demachez, ce tip de lăptișor de matcă folosesc, Uh, la Cinematun, la Salon, da, la Steliana, asta știați deja. Dar oricum am primit foarte multe întrebări de la voi. N-am ales foarte multe pentru că multe se repetă între ele, da. Uh, dar uh, am ales câteva care mi s-au părut interesante. Bun, hai să o punem pe cita aici. Și uh, eu zic că putem să, să începem. Prima întrebare vine de la Adriana Creangă care spune ce folosești pentru acel păr răvășitor. Folosesc Savana, nu știu dacă mai este în promoție, dar am prins o promoție 2 plus 1 la Dedeman zile trecute și Savana, recomand Savana Tropical, asta folosesc pentru părul și pentru nuanța pe care o am acum. Bun, următoarea întrebare Uh, ia să vedem. Este de la Alex Scridonese cu ceteras pe picioara. Um, în ultima perioadă am folosit firezul, dar înainte foloseam toporul. La mine, la mine sunt și firele foarte, foarte uscate și atunci nu merge pilarea normală cu ceară. Da? Următoarea întrebare vine de la Lavine oficial. Ai atinge aia mare? Mă refer la mo... Ce? Ok, n-am înțeles. Mergem mai departe. Maria ne întreabă... Tot apar bubițe negre pe față din care cu... What the... Maria, du-te la un doctor, fată, nu eu... 24 spune, vreau și o programare la unghii cu G, uh, Andrea vezi, se scrie unghi, cu, uh, un singur I, te rog. Uh, unghii în general se folosește doar, uh, folosim unghi cu un I când vorbim de un set de unghii, da? adică de la mâini, iar uh, dacă vrei și la picioare, de exemplu, să-ți facă unghi unghila, atunci folosim unghii cu doi I, pentru că sunt două seturi de unghii, deci cam asta ar fi diferența, pentru că foarte multă lume mă întreabă cum se, cum, de ce unele Uh, saloane au uh, Alexandra unghi cu gel și altele au, uh, nu știu, Stefania unghi cu gel. Pentru că, probabil, Stefania face și la picioare, și Alexandra face doar la mâini. E destul de logic, dar văd că nu toată lumea știe. Bun, următoarea întrebare vine de la Sara Robu. Care este cel mai mare vis al tău? Visul meu e să a uh, să strângă uh, suficient de mulți bani din, uh, din saloanele pe care vreau să mi le fac la un moment dat încât să am bani să-mi pun uh, botox în, uh, buze și un pic uh, la, în uh, zona asta. Următoarea întrebare vine la Obsession. Cu ce șampon să puneți întreții părul de pe piept? Întrebă pentru o prietenă. Uh, în general folosesc, uh, mi-a recomandat uh, Nicolas Wow, un, 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 uh, un, șampon foarte, foarte bun. Vreau să vă spun cu, să vă spun cu ce m-am spălat aseară pe cap. M-am spălat cu Shondon Shondles. Sincer, foarte tare șamponul ăsta, Shondon Shondles, e foarte tare, uitați și păr moale. Foarte tare aseară, eu tot timpul folosesc Shondon Shondles. Flavia mă întreabă, te-ai apucat de o serie în care să faci recenzii unor filme? Doriana nu face recenzii unor filme, dar Paul face pe canalul lui secundar care e în descriere și pe care nu multă lume intră. Ați putea să, să intrați, chiar am postat recent filme bune de văzut mă rog, anul acesta și urmează să, să fac un top 10 cu filme care m au impresionat. Bun. Andra mă întreabă dacă am iubit, am chiar 3, Costica, Romeo și Flavius Fla. 2021. Matei Sandru spune, dacă îmi tund Golden Retriever-ul ca, ca, un leu, ceilalți câini îl vor respecta mai mult cu siguranță. Bun, Danny Denisa spune, ce produse de matifiere a tenului folosești? Eu am căutat cuvântul ăsta de matifiere, nu știu ce înseamnă, Deni, chiar, chiar, nu știu ce să zic. Deci chiar nu știu ce să zic, um, dar eu beau apă cu lămâie în fiecare dimineață și asta mă ajută, mă ajută foarte mult. Oațada zice, dori ce-ți place să mănânci sau care e mâncarea ta preferată, ce părere ai de... mă rog, care e mâncarea ta preferată? Îmi place... general îmi place să mănânc plante. Doriana e bio ultra vegană. Ce înseamnă bio ultra vegană? Adică mănânc doar plante care, mă rog, nu vor să fie mâncate de alte animale și de care nu se ating nici albinele ca să păstrăm universul cât mai curat și să nu rănim pe nimeni. Mă gândesc că plantele care efectiv nu le vrea nimeni, pe le mănânc eu și atunci consider că totul mai e fericit, așa. Alexandra Bălan spune, ai vrea să te căsătorești cu Viorel Stegaru pentru 10.000 de dolari? Nu știu cine e Viorel Stegaru, dar pentru 10.000 de dolari nici măcar nu mă deplasez până la domiciliul omului, așa că... Bun, Maria mă întreabă, care e filmul tău preferat? Asta e destul de simplu, 50 Shades of Grey, toată lumea știe, mai place la cu 365 și în general orice... Uh, telenovela, orice se dă pe, pe canal de aici, astea îmi plac. Bun, uh, și Mango mă întreabă ce fond de ten folosești. Uh, folosesc în general uleiul de castor, da, îmi face foarte bine la ten și, și, și la cușuri și mi întrețină barba. Am văzut că am primit foarte multe întrebări despre barbă, Uh, multe de la femei mi se pare un pic de prost gust și n-aș prea vrea să răspund haterilor, dar oricum ăsta a fost episodul. Mulțumesc că v-ați uitat uh, la acest Q&A și dacă mai aveți alte întrebări pentru Doriana, vă aștept pe Instagramul lui uh, Paul. Uh,